Natalia Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, a vizitat taberele pe care ministerul le organizează pe litoral, în stațiunile Eforie Sud și Costinești. Numărul de locuri în tabere a crescut de la 6.000 la 17.000, prioritatea ministerului fiind aceea de a continua aceste activități atât de importante pentru toți. În aceste zile, peste 1.000 de copii și tineri cu dizabilități din 4 județe, inclusiv din județul Hunedoara, se bucură de soare, mare și nisip în stațiunea Eforie Sud. Seria 7 a taberei a adunat la centrul de agrement New Paradise copii și tineri cu dizabilități împreună cu asistenții personali din județele Ialomița, Cluj, Hunedoara, Buzău și București, care s-au bucurat de soare și plajă în stațiunea Eforie Sud. Mulțumim pentru implicarea în proiect și pentru activitățile realizate în tabără domnului Ionut Stancovici, președintele asociației Kayak Smile, căruia i s-a alăturat săptămâna aceasta și doamna Paula Ispas în calitate de psiholog și președinte al Asociației Îmbunătățirea Vieții. De asemenea, echipa de salvamari aferentă plajei din Eforie Sud este prezentă zi de zi lângă tinerii noștri oaspeți. Le mulțumim și le suntem recunoscători pentru grijă, a transmis Natalia Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, în urma vizitei. În total, în această vară au fost puse la dispoziție peste 1.800 de locuri în taberele pentru persoanele cu dizabilități, cifra fiind dublă față de anul precedent, a menționat ministrul Natalia Intotero.